Aceasta depinde de noi. Deci Când? sunt țări care au primit statutul de țară candidat și a durat ceva timp până a începe negocierile și asta depinde de progresul pe care îl vom face în domeniile pe care le-a semnalat Comisia Europeană. Domeniile sunt cunoscute. Progres în combaterea corupției, reforma justiției, deci Uniunea Europeană vrea să vadă rezultatele așa numitului pre-vetting sau evaluarea judecătorilor în Consiliul Superior al Magistraturii, evaluarea procurorilor în Consiliul Superior al Procuraturii. De asemenea, vor să vadă creșterea capacității administrative. Vom avea o echipă de negociatori atunci când Uniunea Europeană va lua decizie despre startul negocierilor. Acum, această decizie probabil va fi abia la sfârșitul anului viitor sau chiar după aceasta, în dependență de progresul pe care îl facem în reformele semnalate. Dar evaluarea va fi la aproximativ în toamna anului viitor.